Un alt obiectiv al strategiei se referă la implementarea conceptului de Green City până în anul 2023. Astfel, Mangalia ar putea deveni o destinație de vacanță atât în sezon cât și în extrasezon prin exploatarea resurselor balneare, realizarea unor trasee turistice, precum și prin cooperarea cu autoritățile bulgare în vederea dezvoltării sectorului turistic pe tot parcursul anului. Cu cât mai multe spații verzi, cu poluare cât mai redusă, cu soluții de mobilitate urbană nepoluante, cu un transport public nepoluant. Industria nu este, în afară de șantierul naval, alt poluator major nu am în jur. Din păcate, spun consultanții firmei ce au elaborat programul, condițiile actuale de mediu de la Mangalia nu sunt respectate. Condițiile stricte de mediu, care astăzi nu se respectă. Praful ăla pe care îl spuneau oamenii, îl sesizaser în studiu, de aici provine în mare parte, din construcțiile astea care nu respectă condițiile de mediu. Printre necesitățile imediate cerute de către cetățeni se numără amenajarea unor spații publice adecvate, printre acestea numărându-se și locurile de joacă și promenadă. Dacă mergeți în parcul ăsta nou, să vedeți că lumea stă la coadă, nu? Să se plimbe în parc. Nu e normal. E normal să existe un parc în fiecare proximitate. Adică nu trebuie să traversezi orașul în capătul celălalt cu copilul să se joace jumătate de oră. Trebuie să-l aibă în proximitatea locuinței. Nu? De popularea Mangaliei prin plecarea celor apți de muncă, dar și lipsa de interes a tinerilor de a rămâne în orașul natal, sunt probleme imediate ce ar putea fi rezolvate în primul rând prin schimbarea condițiilor de trai din localitatea din sudul litoralului. Eu nu cred că avem 2% care termină liceul și nu doresc să plece undeva, oriunde, numai aici am. În urma sondajelor efectuate în rândul populației din Mangalia, au fost trase o serie de concluzii deloc îmbucurătoare pentru administrația publică locală. Strategia de dezvoltare a Mangaliei, odată respectată, ar schimba, spun specialiștii prezenți la dezbatere, fața orașului. Alte măsuri cuprinse în strategia de dezvoltare locală se referă la includerea Mangaliei în topul celor mai atractive destinații internaționale pentru relocarea pensionarilor, transformarea orașului într-un veritabil muzeu de istorie și arheologie. Implementarea strategiei de dezvoltare a Mangaliei până în anul 2023 se va putea realiza prin orientarea întregii comunități către cooperare, coeziune și conștientizarea valorilor existente ale municipiului.